Bună ziua! Ședința este deliberativă de clar deschisă. Înainte de oferi cuvântul raportorului, ofer cuvântul domnului Pavel Simenel, specialist principal în cadrul secției analitică informativă. Poftim! Depunerea jurământului formulare. Ia de la tehnologie informațională. Bună ziua! Eu, Simenel Pavel, angajat în Curții de Conturi Republicii Moldova, conștient de responsabilitatea ce îmi revine în serviciul public, în calitate de persoane cu funcție de răspundere, jur solemn să respect Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin în exercitarea funcției publice și să respect normele de conduită profesională. Mersi. Bine, felicitări și succes în aplicare. Necesite o regândire strategică și eficiente, dar să vedem ce ne spune auditorii. Identitatea atât de mulțumit de activitatea ei. Cât de la primării sunt? Ieri în altă nu faci publicitate aici, pentru că nu e acea variantă. El nici ieri, nici în altă ieri nu era în listele celor care trebuia să fie prezent la ședința în plenă Consiliului. Deci reclamă erotică nu e practică. Dar totuși câți timp mi-au spus că vreo 30, de ce invitați n-au? Câți doi, trei? Bine, eu înțeleg pentru primărie auditorul este interes, pentru că, de fapt, legislația este ignorată integral, dar asta e o treabă. Bun, poftim raportor, domnul Stelă Tăbace, da? Poftim. Dar cum ați ajuns cu la parcheziții. Se face procesul politic pentru Moldova. Nu, eu nu vreau să discut la acest capitol. Politic sau nu politic, dar iată, doamnă Cheță, avem și noi un leac de poniate în treburile astea. Iată cum. Vedeți? Și dacă e, să intrăm în esență, vă parcheziți asta e foarte puțin. Părere de rău. Din punctul meu de vedere. Nu, din punctul meu de vedere, constatare. Și e păcat că ajungem la asemenea discuții și vreau să zic că asta nu este din declarațiile unor demnitari de la primărie, că noi nu avem frică de că avem suport și la procuror, și la judecători, și așa mai departe. Eu cred că nu trebuie să vă bazați pe lucrurile astea, dar stau să te-a poftim. Bună ziua, toți! Onorată curte, doamnelor și domnilor! Este binecunoscut faptul că alocațiile financiare publice destinate investițiilor capitale, aferente dezvoltării infrastructurii, în general și a celei urbane, în particular,
au o semnificație de așa zise sinergie cu efecte multiplicatoare în contextul modernizării societății. În acest sens și pentru a evalua impactul socioeconomic adițional și a evidenția posibile slăbiciuni și rezerve, Curtea de Conturi a inițiat auditul performanței privind gestionarea resurselor financiare instituționale de către autoritățile administrații publice locale ale municipiului Chișinău. Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea gestionării resurselor financiare, verificarea relevanței raportării deciziilor instituționale la criteriile prestabilite de cost, eficiență și impact în domeniul investițional. Abordarea de audit a fost axată pe probleme și pe sistem. Astfel, în conformitate cu procedurile aplicate și aspectele evaluate, misiunea de audit a cuantificat multiple probleme și carențe generatoare de erosire a resurselor, respectiv de subperformanță în gestiunea proiectelor investiționale. Prin prezenta, doresc să sensibilizez plenul și audiența asupra principalelor deficiențe printr-o sinteză adițională a materialului auditor pe ansamblu. Astfel, pe durata ciclului de inițiere și promovarea proiectelor investiționale s-au constatat următoarele. Deși cadrul legal normativ prevede elaborarea de către Primăria Municipiului Chișinău a Planului de Dezvoltare Social-Economică a Municipiului și strategiilor sectoriale în domeniul investițional, care ar stabili clar criteriile, indicatorii privind planificarea investițiilor de capital și ar asigura o legătură coerentă între necesitate, planificare și impactul final al investiției. Aceasta lipsește. Lipsa indicilor și a criteriilor de evaluare generează un impact negativ asupra planificării și urmări nefavorabile asupra gestionării investițiilor și reparațiilor capitale în municipiu. Cu toate că în anul 2007 s-au elaborat și aprobat planul urbanistic general și de amenajare a teritoriului, atât subdiviziunile din cadrul Consiliului Municipal, cât și autoritățile administrației publice locale, ale unităților administrativ-teritoriale în cadrul municipiului Chișinău, nu au ținut cont în mod prioritar de prevederile și programele acestora, la elaborarea bugetului local și a listei obiectivelor investiționale propuse, propunând obiective investiționale contrar prevederilor planurilor în cauză. Mai mult de atât, planul urbanistic general, cât și resursele alocate din bugetul municipal, nu au fost intercorelate, astfel în planul urbanistic au fost prevăzute acțiuni pentru care lipsesc surse de finanțare bugetară, iar în bugetul municipal au fost alocate mijloace pentru obiecte investiționale care nu au fost prevăzute în planul urbanistic general, ce a dus la dezvoltarea neuniformă a obiectivelor de dezvoltare urbanistică. Actualmente, prevederile planului urbanistic necesită de a fi revizuite, dezvoltate mai profund în conformitate cu schimbările care au avut loc în ultima perioadă pe diferite domenii, economic, politic, social. Toate acestea urmând să-și regăsească reflectarea și în documentația de bază privind dezvoltarea social-economică a municipiului. O altă deficiență constată este lipsa unei metodologii exhaustive pe municipiu a planificării investițiilor și reparațiilor capitale, ce a delimita etapele procesului de planificare, responsabilitatea managerială între persoanele implicate în proces, riscurile ce pot influența eficiența și eficacitatea realizării investițiilor, precum și măsurile de ameliorare a riscurilor identificate. Programul municipal de investiții capitale, nefiind suficient fundamentat din punctul de vedere al prioritizării necesităților în domeniul construcțiilor, reconstrucțiilor sau reparații capitale. Drept urmare, multe lucrări sunt stopate pe parcursul mai multor ani, din cauza lipsei mijloacelor financiare. Un exemplu de confirmare celor expuse poate servi rezultatul inventarierii efectuate de către Comisia Întreprinderii Municipale Direcția Construcției Capitale din anul 2012, care denotă imobilizarea resurselor bugetare în construcții în curs de execuție.
Un alt factor care a influențat negativ asupra efectuării unei planificări eficiente este dispersarea atribuțiilor funcționale la diferite niveluri decizionale și lipsa monitorizării executării acestora, care au determinat diminuarea gradului de responsabilitate și neîndeplinirea obligațiunilor funcționale atribuite prin actele regulatorii. Prin urmare, capacitățile autorităților administrației publice locale și a întreprinderii municipale, Direcția Construcții Capitale, cu atribuții de planificare strategică în domeniul investițional, nu sunt suficiente dezvoltate, limitându-se doar la elaborarea, examinarea și înaintarea listei cu obiective investiționale propuse spre aprobare pentru a fi finanțate din bugetul municipal Chișinău pe anul viitor. Totodată, țin să menționez că colectarea și sistematizarea necesarului de finanțare a investițiilor pentru unitățile administrative teritoriale ale comunilor, orașelor, la nivelul municipiului se efectuează de către inspectorul Direcției de Coordonare a Activității Executivului a Primăriei Municipiului Chișinău, activitatea în cauză nefiind prevăzută de funcțiile, atribuțiile acestuia, ceea ce diminuează responsabilitatea autorităților publice privind veridicitatea procesului de planificare a investițiilor la această componentă de cheltuieli. Totodată, atribuirea unor sarcini neconforme activității întreprinderii municipale, Direcției Construcții Capitale, precum ar fi analiza activității din ramura construcțiilor a municipiului, determinarea, acumularea surselor de finanțare, inclusiv din surse externe a investițiilor și perfectarea autorizațiilor pentru construcția diferitor obiective, exercitarea în același timp a funcțiilor de beneficiar al construcției, executor de lucrări, precum și de control, supraveghere tehnică, au cauzat diminuarea responsabilităților manageriale ale autorităților administrației publice locale privind planificarea, supravegherea tehnică a proiectelor, construcțiilor, reconstrucțiilor din contul mijloacelor publice, precum și a influențat asupra politicii investiționale în cadrul municipiului. Cadrul normativ, care trebuie să emită reguli de procedură clare pentru inițierea, fundamentarea, aprobarea și gestionarea resurselor alocate de autoritățile publice locale pentru investițiile capitale, este unul neunitar, irelevant fapt ce determină luarea unor decizii ce nu întrunesc criterii de interesului public. Iar selectarea proiectelor investiționale în cadrul municipiului Chișinău se efectuează netransparent la discreția Consiliului Municipal Chișinău, fără expunerea criteriilor de evaluare sau de motivare a deciziilor de acordare a priorității unui obiectiv investițional față de altul. Drept urmare, deciziile Consiliului Municipal privind alocarea fondurilor pentru investiții capitale către autoritățile publice locale sunt influențate de decizii arbitrare și nefundamentate ale acestui organ. Astfel, 40% din obiectivele investiționale aprobate anual este omisă procedura de evaluare și selectare acestora la etapa de planificare. Acestea au fost incluse în programul anual de investiții la discreția Consiliului Municipal Chișinău. Ținând cont de faptul că studiile de fezabilitate și fundamentările tehnico-economice reprezintă un factor crucial al procesului de planificare a cheltuielilor capitale, acestea practic lipsesc. La 21 de obiective investiționale din 22 verificate, nu au fost argumentate și inițiate în baza studiilor de fezabilitate. Drept urmare, de către autoritățile administrației publice locale, din cadrul municipiului Chișinău a fost eludată și evitată asigurarea deciderii dacă este viabilă sau nu ideea de proiect. Prin stabilirea punctelor forte, punctelor slabe ale proiectelor, alegerea soluțiilor celor mai potrivite de implementare, sugerarea soluțiilor optime și sau alternative de implementare, furnizarea informațiilor, cifrelor importante pentru procesul decizional, detalii cu privire la management, operațiunile principale și calitatea gestionării proiectului. Totodată, probele de audit au constatat o atitudine iresponsabilă
a faptelor de decizie din cadrul autorităților administrației publice locale ale municipiului Chișinău privind identificarea, prioritizarea și planificarea proiectelor naționale care se exprimă prin existența unor studii de feasibilitate, dar neutilizate. Din cauza neaprobării spre finanțarea în bugetul municipal, inclusiv și pentru anul 2014 de către Consiliul Municipal Chișinău. În consecință, tergiversarea termenul de utilizare a studiilor de feasibilitate conform destinațiilor condiționează pierderea actualității acestora și efectuare de cheltuieli suplimentare pentru reactualizarea lor și sau a pierderii necesității utilizării acestora. După cum s-a constatat că studiul de feasibilitate cu privire la elaborarea proiectului de modernizare a stației de epurare în municipiul Chișinău în sumă de 15,45 milioane lei se află la Arhiva Direcției Construcții Capitale, de la momentul elaborării și până în prezent. Acest studiu nefiind inclus în lista obiectivelor propuse de către întreprinderea municipală spre aprobare Consiliului Municipal. Totodată, nici Consiliul nefiind informat corespunzător despre situația dată. Mai mult de atât, că actualmente este un alt studiu de feasibilitate, programul de alimentare cu apă și tratare apelor uzate în municipiul Chișinău, realizat din surse nerambursabile ale Verdului în sumă de 3 milioane euro. Prin urmare, situația relatată denotă că mijloacele financiare publice utilizate la realizarea studiului de feasibilitate, al cărui beneficiar este întreprinderea municipală Direcția Construcții Capitale, au fost cheltuite ineficient, totodată acesta devenind irelevant și neactual. Mecanismul actual de finanțare a obiectivelor investiționale nu implică acțiuni corelate privind determinarea necesarului de finanțare, stabilirea beneficiarului corespunzător, evaluarea costului resurselor de finanțare pe termen mediu și lung. Această zonă a managementului financiar nu încorporează probleme importante cum sunt asigurarea resurselor de finanțare, finanțarea neîntreruptă a lucrărilor, recuperarea fondurilor avansate, rambursarea împrumuturilor contractate, asigurarea atingerii impactului stabilit. Direcția Generală Finanță nu deține un mecanism eficient de verificare a autenticității datelor și a documentelor prezentate de beneficiarii investiției capitale. Prin urmare, prezentarea incorrectă a datelor, documentelor care confirmă începerea realizării obiectivului investițional și sau neprezentarea acestora nu servește motiv pentru suspendarea finanțării, ceea ce la rândul său nu încurajează realizarea mai eficientă și coordonată a activității investiționale. De remarcat că aceasta este o consecință a pârghiilor normative insuficiente ale Direcției Generale Finanță pentru influențarea procesului menționat. O altă deficiență al procesului de planificare a cheltuielilor capitale este și neasigurarea de către autoritățile administrației publice locale ale municipiului privind identificarea, administrarea și evidența conformă a tuturor surselor financiare preconizate pentru proiecte investiționale. În pofida faptului că o parte din defalcările din profitul net al unor întreprinderi municipale în sumă totală de 57,9 milioane lei au fost repartizată pentru efectuarea investițiilor capitale, autoritatea administrației publice locale nu a luat în calcul aceste surse la formarea bugetului municipal. Totodată, nu se efectuează nici monitorizarea ulterioară a utilizării acestor mijloace de către întreprinderile municipale. Ceea ce a generat utilizarea neconformă, neeconomă, ineficientă acestor mijloace. Mai mult de atât, probele de audit acumulate în acest sens denotă o rentabilitate redusă a investițiilor efectuate. În altă ordine de idei, o deficiență constatată la etapa de planificare a cheltuielilor capitale o reprezintă angajarea proiectelor investiționale cu suport financiar provenit din surse externe, exprimată prin ritmul lent de valorificare a fondurilor pentru realizarea activităților proiectelor investiționale, ceea ce a constituit un impediment
în atingerea obiectivelor prestabilite și a generat tergiversare termenul de implementare a proiectelor. În consecință, datorită unei administrări dificile, soldate cu nedizbursarea în termeni optimali a resurselor adiționale, s-a admis cheltuieli ineficiente în sumă totală de 6,6 milioane lei. Un șir de probleme în materie de proceduri și monitorizare în cadrul autorităților administrației publice locale au fost identificate la etapa derulării proiectelor investiționale. Astfel, lipsa unei metodologii de monitorizare, proceduri de control intern bine determinate, precum și lipsa de comunicare dintre participanții la procesul investițional, generează disfuncționalități în procesul implementării obiectivelor investiționale, osoldându-se cu multiple modificări și tergiversări în executarea contractelor investiționale, prezentarea unor date eronate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate. Una din verigile slabe ale sistemului de management o reprezintă neinstituționalizarea unităților de profil pentru monitorizarea obiectelor investiționale, analiza post-implementare a acestora, activitățile în cauză fiind desfășurate fragmentat și dispersate pe diferite niveluri instituționale. Astfel, niciuna din autoritățile din cadrul administrației publice locale nu dispune de o informație exhaustivă privind analiza generală a domeniului investițional pe întreg municipiu, în baza căreia ar fi posibilă de a întreprinde careva măsuri pentru remedierea deficiențelor stabilite exprimate prin calitatea proastă a caietelor de sarcini și a documentației de proiect, precum și neasigurarea financiară a lucrărilor, generând probleme la executarea calitativă și în termen oportun a acestora. Asemenea, probleme au fost identificate atât la nivel de subdiviziune, cât și la nivel de municipiu. Prin urmare, din motivul apariției unor lucrări suplimentare, neprevăzute la etapa de planificare, sau o lipsă mijloacelor financiare necesare pentru desfășurarea lucrărilor în termen, stabiliți au fost tergiversați termeni de executare a lucrărilor de la o lună până la 3 ani, determinând riscul de exagerare a costurilor și a calității proaste a lucrărilor efectuate. Drept confirmare celor expuse pot servi lucrarea de reparație capitală a străzii Alecu Ruso, de reparația capitală a străzii Columna, instalarea compoziției sculpturale în memoria victimelor deportării regimului comunist, cu amenajare complexă a scoarului existent și reconstrucția havuzului din fața gării feroviare, construcția drumului în cartierul locativ nou de pe străzile Unirii, Miron Costin, voluntarilor, tineretului Cantemir din orașul Vadului Vodă, construcția grădiniții de copii în orașul Sângera, lucrări de renovare a stadionului sportiv din satul Tocatina. Un exemplu demn de menționat este executarea lucrărilor de menajare a zonei pietonale de pe strada Alexandru Dordița, care au fost inițiate în lipsa integrală a documentației de proiect și fără a fi inclus în lista obiectelor investiționale, cu neidentificarea corespunzătoare a surselor de finanțare, precum și în lipsa efectuării achizițiilor publice de rigoare. Deși au fost desemnați beneficiarul de coordonare, elaborarea și implementarea proiectului, precum și responsabilului de verificare execuției corecte a lucrărilor, aceștia nu dețin nicio informație exhaustivă cu privire la proiectul dat și a costul lucrărilor executate. Mai mult de atât, cu toate că este un sponsor care a efectuat anumite lucrări, reprezentanții de la primărie nu dețin informații despre efectuarea plăților de către acesta. Pentru obținerea probelor, misiunea de audit a încercat să acumuleze date și informații cu privire la executarea lucrărilor respective, prin diferite proceduri și confirmări de informații, atât de la autoritățile administrației publice locale din cadrul municipiului Chișinău, cât și de la antreprenori. Astfel, în rezultatul verificărilor de contrapunere efectuate la antreprenori, se denotă că lucrările executate la amenajarea zonei pietonale au însumat 6,7 milioane lei din contul mijloacelor municipale destinate lucrărilor de reparații curente, și anume amenajarea parcajelor, iar alte lucrări în sumă totală de circa 2,1 milioane lei
au fost efectuate de un alt antreprenor în baza unui contract încheiat cu sponsorul. De menționat că conform datelor prezentate de viceprimarul general Muncitu, costul total de deviza lucrărilor de menajare a zonei petronale constituie 12 milioane lei. Însă misiunii de audit nu i-au fost prezentate documente justificative aferente. Actualmente obiectivul dat nu este finalizat și dat în exploatare. Un management contraindicat la toate etapele de derulare a procesului investițional demonstrează probleme de audit colectate, probleme de audit colectate, prin urmare, numeroase obiective de investiții și reconstrucții capitale sunt începute cu mulți ani în urmă, însă nu sunt finalizate până în prezent. Ca urmare, proiectul inițial nu mai corespunde exigențelor actuale și urmează a fi reactualizat cu suportarea unor cheltuieli suplimentare. Soluțiile tehnice din proiect sunt învechite. În prezent existând alte posibilități tehnice de executare a lucrărilor, lucrările de construcție și reconstrucție suspendate din cauza lipsei finanțării se deteriorează cu timpul. Și altele. Autoritățile administrației publice locale ale municipiului Chișinău și instituțiile publice, în calitate de executori de buget și beneficiari investițiilor, nu dispun de un sistem, o bază de date care ar reflecta evoluția lucrărilor pe ansamblu la nivel local, precum și în aspectul beneficiarilor, obiectivelor construcțiilor, de deviz, surselor de finanțare, perioade de inițiere a finanțării de la bugetul municipal sau de stat, volumelor executărilor, volumelor datoriilor, perioade de finalizare și dare în exploatare. La capitolul cheltuieli capitale pe beneficiari și obiective instituționale, cei ce limitează posibilitățile de prioritizare, transparență, planificarea strategică a investițiilor de autoritățile administrației publice locale și face imposibilă realizarea eficientă, calitativă a obiectului principal în acest domeniu, atribuit autorităților administrației publice locale. În pofida faptului că precedentele misiuni de audit expert a atras atenția asupra faptelor de irosire a banilor publici în obiectele în curs de execuție, se cunoștea autoritatea deliberativă și cea executivă a municipiului de comun cu întreprinderea municipală, Direcția Construcții Capitale, nu s-au autosesizat în mod corespunzător, respectiv nu au revizuit nomenclatorul obiectelor pentru a determina primordialitatea unora și consecutitatea celor de importanță secundară. Totodată, ca rezultat al neîntreprinderilor măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi, abaterile și nereguli identificate în cadrul auditului precedent, în mare măsură continuă și în perioada supusă auditării. Astfel, drept impact al nerespectării principiilor performanței privind economicitatea, eficiența și eficacitatea, se atestă o creștere continuă a activelor în curs de execuție, care la finele anului 2013 s-a soldat cu 541,4 milioane lei la 729 de obiecte, dintre care actualmente 3 terenuri destinate acestor construcții sunt ocupate cu diferite construcții private, unele fiind privatizate fără acordul Consiliului Municipal Chișinău. O consecință a celor expuse este și inventarierea formală efectuată de către întreprinderea Municipală Direcție Construcții Capitale. Deși, conform prevederilor regulamentare, obiectivul principal al inventarierii este stabilirea situației reale a patrimoniului întreprinderii, Comisia de inventariere acesteia nu a stabilit starea reală a activelor în curs de execuție și nu a inspectat dacă activele în curs de execuție există în realitate. Totodată, menționăm că nici responsabilul de administrare eficientă a patrimoniului, Consiliul Municipal, nu a întreprins careva măsuri în acest sens. Drept urmare, a inventarierii formale efectuate de către Comisia Întreprinderii Municipale, Direcția Construcții Capitale, din cele 729 de obiective care au fost supuse inventarierii, numai 15 au fost examinate la fața locului, iar restul doar în baza datelor contabile și în lipsa documentelor confirmative. Totodată, în evidența contabilă a întreprinderii municipale, această situație a fost retranscrisă din an în an,
fără clarificarea respectivă. Drept urmare, pentru 72% din pozițiile verificate de către persoanele responsabile de cadrul întreprinderii, nu se cunoaște nici locul amplasării obiectivelor investiționale. Astfel, 665 de obiective a activelor în curs de execuție, în 523 de cazuri, întreprinderea municipală nu dispune de documente justificative, care ar asigura, ar argumenta volumele lucrărilor de construcții și montaj și lucrări de proiectare în sumă de 223 de milioane lei. Totodată, s-a constatat că la obiectivele nefinalizate, timp de mulți ani, au fost efectuate lucrări, nu au fost efectuate lucrări de conservare, ceea ce determină riscul de distrugere a acestora, precum și suportarea unor cheltuieli suplimentare neprevăzute. Această situație fiind condiționată de monitorizarea și supravegherea necorespunzătoare a lucrărilor inițiate anterior pe parcursul a mai multor ani, de către conducerea întreprinderii nefiind municipale, nefiind asigurată inventarierea activelor materiale în curs de execuție, precum și respectarea cadrului legal normativ în vigoare privind situațiile menționate. În lipsa delegării unor atribuții de către Consiliul Municipal, responsabil din cadrul întreprinderii municipale Direcția Construcții Capitale, urmarea evaluării au constat că pentru 360 obiective, în valoare de 91,7 milioane lei, a decăzut necesitatea finalizării lor, ceea ce denotă o irosire neconformă a banilor publici. Vrem să accentuăm repetat că Consiliul Municipal nu a întreprins nicio măsură în vederea redresării situației în cauză. În altă ordine de idei, s-a identificat puncte slabe la procesul de transmitere a bunurilor patrimoniale formate din surse, din sursele de investiții capitale de la bugetul municipal către beneficiarii finali care au frânat capacitățile instituționale aferente unei administrări prudente și eficiente a bunurilor publice, precum și neatingerea obiectivelor scontate. Ca consecință a statutului dublu al Direcției Construcții Capitale și acordării acestui titlului de beneficiar al investiției și necoordonarea activităților dintre acestea și beneficiarii finali a determinat că la momentul actual 45 de obiective finalizate în sumă de 159 de milioane de lei nu sunt transmise la beneficiarii finali. Ca urmare, deși unele obiecte se află în exploatare, pentru acestea nu se calculează uzura. Factorii care au frânat îmbunătățirea procesului de transmitere la balanța instituțiilor sunt următori: neelaborarea politicilor și regulilor interne privind implementarea mecanismului de transmitere la balanța instituțiilor, nestabilirea responsabilităților distincte de coordonare, executare și monitorizare în procesul transmitere la balanța obiectivelor. Îndeosebi, privind îmbunătățirea managementului finanțelor pentru publice în cadrul autorităților administrației publice locale, neclaritățile la aplicarea unor proceduri care apar în legătură cu lipsa actelor normative de domeniu, neasigurarea executării în măsură deplină a cerințelor recomandărilor anterioare Curții de Conturi. În pofida unor acțiuni de remediere a procesului de alocare și gestiunea resurselor publice pe ansamblu, auditul public extern constată că autoritățile administrației publice locale nu au reușit să inverseze trendul descendent aferent investițiilor și nu și-au asumat promovarea unui management raportat la principiile prudențialitate, eficiență și eficacitate. Practicile încetățenite de risipirea banului public în condițiile de austeritate financiară și alocare, realocare concomitentă și în mod arbitrar a investițiilor la multiple obiecte sunt încurajate în continuare. Acest cerc vicios caracteristic și la scară națională sustrage și absoarbe resurse materiale și financiare semnificative, impactul alocării cărora fiind unul contrar principiilor bunei guvernări. Printre slăbiciunile instituționale și gestiunea irelevantă se atestă lipsa unei strategii de dezvoltare și modernizare a infrastructurii urbane bazate pe resursele sustenabile și proiecte viabile. Proiecte investiționale neraportate la studii de fezabilitate, prefezabilitate, de oportunitate și impact respectiv, absența parametrilor tehnico-economici fundamentați și corelați
la economicitate, eficiență și eficacitate, angajarea resurselor financiare cu constrângerile de rigoare în multiplele proiecte fără anticiparea riscului aferente realizării și finalizării acestora. Este important să conștientizăm faptul că atâta timp cât planificarea, alocarea și utilizarea mijloacelor bugetare, conform clauzelor contractuale de achiziții publice, precum și executarea lucrărilor de construcții și reparații capitale, monitorizarea termenului de execuție și a calității lucrărilor, vor fi privite ca segmente separate, va fi greu de realizat anumite îmbunătățiri, precum și greu de realizat principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în domeniul investițiilor capitale. În același timp, echipa de audit apreciază receptivitatea cu unele excepții a persoanelor cu funcție din cadrul entităților vizate pentru conlucrarea și pe ales punerea de remediere a unor situații. În concluzie, țin să reiterez constatările și recomandările expuse în raportul de audit și în mod special necesitatea unor măsuri stringente din partea factorilor decizionari din cadrul municipiului pentru remedierea situației actuale și o regândire strategică a politicii investiționale în cadrul autorităților locale din municipiul Chișinău. Neîntreprinderea stringentă a îmbunătățirilor necesare și continuitatea deficiențelor menționate, precum și activitatea în continuare în condițiile constatate de audit, luând în considerație numai o singură clădire, rezultatul procesului investițional poate fi caracterizat astfel după cum e menționat în slide. Mulțumesc pentru atenție! O oră strâng, o oră vorbește. Dar eu nu pot în general să văd nici de pe noștri. A să încerc să schimb. Trecem, noi să avem trecere după cameră. Doamnă raportor, dumneavoastră, în discursul dumneavoastră ați început astfel încât de la bun început am crezut că se face vinovată de toate treburile la primărie o singură persoană, după care am aflat că, de fapt, Consiliul Municipal este de vină de toate treburile care se face în acest raport de audit. Dumneavoastră n-ați încercat, de fapt asta întrebare n-am vrut, dar ieșit din pusul dumneavoastră, n-ați încercat să invitați la ședința Curții de Conturi fracțiunile consilierilor municipali sau șefii fracțiunilor consilierilor municipali, astfel încât ei să cunoască situația. Din cauza că, din cunoștință de cauză, proiectele investiționale înaintate spre aprobare Consiliului Municipal sunt examinate și pus cum scade în razăcă. Iar se întorc înapoi cu modificări de 50, dacă nu mai mult la sută. La 40%. Sau 40%. De aici reiesă, dacă n-ați încercat, dumneavoastră să invitați... Păreri de rău. Foarte corect. Amu, dumneavoastră nu v-ați referit în raportul de audit... Comisii, pentru construcții, arhitecturi și alții cu din raportul de audit urmărim, dumneavoastră vă referiți la 280 de obiecte care nu sunt finalizate, cu o valoare de sute de milioane de lei. 523. 523.
729 de obiecte, 500 de milioane. Peste 500 de milioane în ziua de... Din raportul de audit, dacă noi îl prezentăm și îl publicăm în felul respectiv, reiese că toate farmastâcurile care au fost trecute în municipiu Chișinău sunt efectuate actual Consiliul Municipal și primar, dacă doriți așa. În realitate, aceasta este o moștenire a situației care sunt prezentate. Eu s-o plăt cu dumneavoastră atribuie raportul de audit și divizați. Care sunt păcatele actuale? Este o anexă, dar acolo sunt menționate și perioada. Bine, anexă nu sunt public, sunt public doar raportul. Sunt public. La anexă nu ar să ajung cititură. Bine, dar trebuie să menționez Cerscu Damian. Natalia. Conform inventarierii din 2012, dar în 2013 a crescut până la 729 de obiecte, sumă de 540 de milioane. Deci pot să menționez că de la perioada 2007 până în anul 2014, investițiile și reparațiile capitale a activilor în curs de execuție au însumat 194 de obiecte, în sumă de 161,2 milioane lei. Restul se trag din perioada sovietică. Deci este o moștenire. Parțial, și. Vă spun, din 2007 până în anul 2014. Așa, dacă 30% ca valoare sunt generate de actual Consiliu sau principiul Consiliu Municipal, altele 60-70% sunt moștenire. Vreau că lucrurile astea trebuie să fie fixate în raportul de lume. De cauza că la anexă, puțină lume. Puțină lume, înțelegeți. Mai departe. Așa este, da? Mai departe. Tot în raportul de audit, dumneavoastră vă referiți la piața agricolă. Și faceți o comparație. Veniturile pieței agricole constituie 4% din veniturile pieței centrale. Spuneți-mi, vă rog, cum ați calculat această sumă și dacă la piața centrală este evidență a veniturilor anume a producției agricole, astfel încât să fie separat în evidență, eu am evident. Astfel încât să fie comasurabilă aceste 4%. Din cauza că sunt convins că aici ceva nu este clar. Aceasta este piața nu construită de pe strada Cărbunarilor. Eu nu știu. Piața Cărbunarilor este piața și vorbim. Da. Deci, noi ne-am uitat la acest obiectiv din punct de vedere a eficienței, eficacității și monitorizării din partea responsabilei de la primărie a defalcărilor din profitul net destinate investițiilor. Și am văzut că acestea nu sunt monitorizate, cum am menționat și în raport, și respectiv acest calcul denotă o rentabilitate redusă a acestor investiții, că e practic nu este complet. Acolo foarte puține persoane stau în încăpere și restul stau în împrejurul pieței centrale. Și vând fără încăpere, nu sunt încăpere. Bine, dar sub ce aspect, dar atunci dumneavoastră ați vrut să... Deci noi detaliile le avem în documentul de lucru. Bine, în documentul de lucru. Aici tot trebuie să fie claritate. Că nu poate fi raportate veniturile pieței agricole care au fost construite recent, piață nouă, unde poate lume, foarte multă lume poate nu cunoaște. Și nu poate fi raportată cu veniturile pieței centrale, unde noi știm ce se face. Asta nu are nicio relevanță comparațiile respective. Eu, că sunt probleme, da.
s-au creat situații pentru ca noi să avem unde vinde populația, să aibă unde vinde producția agricole. Asta eu nu cred că este o situație negativă. Nu se monitorizează, nu sunt doritori. Asta nu este problema conducerii primăriei sau Consiliului Municipal. Au creat condiții, iar faptul că acolo nu avem persoane care să vândă producția care o are la dispoziție, asta nu este o problemă. Dacă veți raporta veniturile, veniturile pot fi raportate la valoarea investițiilor, ce ține de piața respectivă, dar nu în raport cu piața centrală, nici cât de mare, nu are nimic. Asta nu am zis că n-ați încercat dumneavoastră din cauza că pe parcurs dumneavoastră vă referiți sau în proiect de hotărâri trimiterea în organele de drept. Eu, de exemplu, în raportul de audit nu văd o situație împachetată în conformitate cu articolul 29. Astfel încât, dacă se face cineva vinovat, cu adevărat, procuratura să aibă suport de a intenta un dosar penal. Iar noi ce avem? Nu avem. Procuratura Generală o să se uite după competențele sale și o să examineze materialul și respectiv. Noi avem, conform raportului anual al Curții de Conturi, avem din 100% materiale trimise astfel în Procuratura Generală, mai mult de jumătate sunt întoarse, adică n-ar fi. Altele sunt trimise în organele în judecătorii și rămânem cu nimic. Noi generăm niște situații și încă o dată repet, pentru a împacheta o situație frauduloasă, avem hârghii, avem articolul 29.2, împachetați-l, ușor și trimiteți-l în organele de drept. Din cauza că organele de drept cu raportul ăsta, nu se facă nimic. Eu vă asigur, ne întâlnim peste o lună, două, și îmi vedeți care ar fi răspuns procuratorii. Dacă o mică concretizare. Care este rolul auditorilor în cadrul efectuării emisiunilor de audit atunci când sunt depistate careva suspiciuni de fraudă? Când sunt depistate careva suspiciuni de fraudă, este informată organul de anchetă care are atribuțiile corespunzătoare, care la rândul său urmează să-și aplice procedurile operative investigaționale, să colecteze acele probe și să se expună. Este acolo fraudă sau nu este? Curtea de conturi nu trebuie să atribuie calificative și acele aspecte care auditorii le consideră că întrunesc acele elemente de suspiciune de fraudă, vor fi discutate și vor fi remise conform hotărârii date procuraturii sau organelor de drept corespunzătoare care au competența să le examineze. Nu auditorii Curții de Conturi au atribuția de a colecta probele, deoarece aceasta este o măsură operativă investigațională și curtea nu are. Bine, stimați colegi, trecem la discuția raportului. Materialul pentru seminar aparte o să le discutăm. Dar dacă e așa, eu suntem mai dezvoltat până la unde sunt dividendele la piața centrală, acele 30 de milioane. Iată, descris tot de la A până la Z. 30 de milioane de dividende la piața centrală, care ar trebui să fie în bugetul municipal, dar de către conducere, Consiliul, primar, eu nu știu care, acolo, au rămas pentru dezvoltarea pieței centrale și investiții. Vreau, adică voi vine cu propunere ca să fie descris cum au fost utilizate aceste 30 de milioane pentru fiecare obiectiv în parte. Dacă este necesar, pe strada asta pietonală, să dați în descriere, iarăși de la A până la Z, tot cum a fost și cum se finanțează în general acest obiectiv,
care nu are nici proiect, nu are nici deviz de cheltuieli, nu are nici sursă de finanțare și dacă e vorba de proiect parteneriat social, să fie dovezi concrete despre participarea componentelor acestui parteneriat social. Ca să nu intrăm în esențe și mai sunt niște lucruri și parcurs care o să le spun. Dar eu cred că altceva e. Și noi n-am venit aici să învinuim pe cineva ori să-i apărăm. Noi am venit să le spunem adevărul. Dacă ei au capacități de a se opri singuri în acest dezastru, atunci e una. Dacă nu au capacități de a introduce autostopul, atunci, nu știu, sunt alte organe care îi vor stopa. Chiar cu toată încrederea și cu toate vazi-vazi care le au la etapa actuală cu organele de drept ale Republicii Moldova. Asta e situația. Poftim ce întrebări sunt la răbătură. Nu sunt. Luați-vă, vă rog. Ați vrut să spuneți și eu, domnul. Domnul președinte, eu pur și simplu am vrut să fac o claritate referitor la veniturile de la piața centrală. Dacă îi să luăm din punct de vedere, cum a spus domnul vicepreședinte, investițiile sunt aproape 28 de milioane, veniturile anuale 400 de milioane. Raportarea e ușor de-o calculat. Îi se raportează la investiții? Nu poate fi vorba de o rentabilitate în piața aceea practic ocupată de vânzători. Bine, eu cred că obiectivul principal în Chișinău asta nu e piața asta. Sunt alte lucruri. Președinții Comisiei pentru Construcție, Arhitector și Relații Funciare. Fost invitat, unde el? Radu Blaj, șeful adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, care am avut și eu personal întrebări la dânsul, la dumneavoastră, vis-a-vis de mai multe chestiuni care sunt stipulate în raport, dar și care am vrut să vă întreb despre terenul ăsta de la mine, în preajma circului, ce aici faceți voi acolo, pari dacă și ala să mă iertați, domnul Brăzaiu, sunteți arhitect, educați generații de arhitecți, dar ce aici faceți dumneavoastră acolo, e o grozăvie pentru acest oraș. Acest teren a fost rezervat pentru construcția stadionului Republican, 60.000 de spectatori. Este un cadou de la natură pentru o atare construcție. Dar ce aici faceți voi acolo? Prin relații de rudenie, vazi-vazi, cu mătrizul și mai departe. Și mai aveți în tupiu să mai ieșiți la televiziune, radio și să vorbim despre cumătrism în alte instituții, corupție și mai departe. Dar cum se utilizează banii publici în municipiul Chișinău, asta e strigăt la cer. Dintr-o parte e vorba de nu ajung finanțe, guvernul nu finanțează, numai guvernul ăsta pune grid de. Dar spuneți-mi, vă rog, banii care sunt pe împrumut, și iată, acolo sunt milioane, zeci de milioane de acum, care se plătesc dividende, procentul bancar, creditele nu sunt debursate, stau pe polițe, iar noi, fiind săraci, avem peste 10 milioane, nu apare mi se dă municipalitate, numai plătite de acum procent bancar pentru credit. Cel în dolari, cel în euro și așa mai departe.
Noi, eu cred că cumva trebuie să ne lămurim și în această situație. Și cu obiectivele astea care, iată, căutăm rădăcinile. Eu vreau să vă spun că foarte multe obiective din construcții nefinalizate au fost utilizate și construite, transformate în blocuri locative și alte obiective de menire social-culturală pentru municipiul Chișinău. Sigur, procesul ăsta trebuia continuat. Ceea ce se întâmplă la direcția construcției capitale, asta e într-adevăr, a ieșit de comun. Eu n-aș vrea să împărțesc aici responsabilitatea primarului, e Cicea, și ori Consiliul Municipal, care nu este Cicea. Ei au aceeași responsabilitate. Și atunci când primarul nu este de acord cu ceva în ceea ce decide Consiliul, se adresează în judecată și își poate apăra drepturile, dacă se ajunge pe la judecată. Dar eu știu foarte bine că vași între două partide politice, la soluționarea chestiunilor de ordin personal, merg s blescăm. Și asta știi în tot orașul. Deci eu sunt, nu știu cui să-i oferim cuvântul, dacă dumneavoastră, practic nici n-ai cum, cui. Care e conducerea primăriei? Eu sunt informat mult mai rău decât dumneavoastră. Da. Și dumneavoastră sunteți la ședința Consiliului de Conturi. Vă rog, o să vi se ofere cuvântul. Bine, conducerea primăriei. Ce ați propus, că ce ai ales? Poftim la trebuie. Domnule președinte, mulțumesc membrii Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. În primul rând, eu vreau să mulțumesc echipii de auditori care au lucrat asupra acestei probleme foarte complicate și care a fost într-așa mod examinată pentru prima dată. Desigur, din acea listă mare de obiecții care au fost prezentate, cu marea majoritate noi suntem de acord, însă la fiecare dintre însele, dacă să nu zic chiar la 400%, avem explicațiile de rigoare. Și eu aș vrea să o încep cu de la urmă. Din toate acele restanțe care le avem, cel mai vechi obiectiv este din 1981. Adică aici este început din 1981. Și, practic, doar câteva obiective sunt din anii 2000, începutul lor din anii 2000. Cât privește transmiterea de la balanța Direcției Construcției Capitale la balanța beneficiarilor obiectivelor construite, din ultimii cel puțin 3 ani nu există restanță, cu excepția conductelor de rețelelor de gazificare, care a fost adaptată o decizie provizorie până la clarificarea situației să fie gestionate de către Direcția Construcției Capitale. Însă, aceste sume gigante, ce care pot fi așa numite, s-au format, eu o să aduc doar câteva exemple pentru ilustrare. Cartierul locativ din strada Alba Iulia și cartierul locativ din strada Mircea cel Bătrân pentru cooperativele de construcție a locuințelor 206-209 la Alba Iulia și 202-203 la Mircea cel Bătrân au fost luate credite încă în perioada sovietică târzie, timpurie de a independenței. Construcțiile nu au fost duse la bun sfârșit și abia la mijlocul anilor 2000 s-a revenit la aceste construcții prin instituirea unor parteneriate cu agenții economici privați care au preluat aceste construcții, însă până astăzi noi nu am găsit un mecanism cum să casăm, să trecem la pierderea acei bani care au fost investiți acolo, la aceste două zone mari. Locatarii în toate cooperativele, cu excepția cooperativei 209, deja locuiesc de mulți ani, prima a fost recepționată în 2008, primele două cooperative.
De asemenea, un alt obiectiv foarte interesant este canalul de trasare a conductelor de termoficare paralele cu Mircea cel Bătrân, care astăzi termocomul nu mai are nevoie de dânsele și în partea dincolo de strada profesorului Ion Dumeniuc, de fapt, sunt și demontate, nefiind necesare. De asemenea, aici nu avem o soluție cum putem trece la să excludem aceste obiective. Când privește piața nerentabilă de la cărbunari, cu părere de rău, necătând la relațiile noastre, Ministerul de Interne, vreau să spun că ne acordă o susținere foarte bună, dar nu putem să fizic să excludem comerțul din preajma pieței centrale și să trimitem comercianții într această zonă. Avem un exemplu când un investitor privat pe strada Hâncești a construit o piață similară, unde nu are niciun comerciant care gratuit se acordă în acest lucru. Sigur că oricum nu s-ar spune, noi vom căuta și vom găsi acele soluții pentru ca să scăpăm de aceste investiții nerealizate, neduse până la capăt. Acum revin la partea performanță, deci planificării investițiilor capitale pe criterii de performanță. Dar aici trebuie să recunoaștem, noi nu am avut practic obiective care au fost incluse în bugetul oricărui an, care ar fi, la bază, ar fi stat criteriile de performanță. Acest lucru noi vom studia și vom face tot posibilul ca să începem, cel puțin începând, măcar cu acest an, o parte din obiective să fie lansate pe criteriul de performanță. Nu sunt sigur că vom reuși, recunosc acest lucru, fiindcă uneori factorul politic este mai, are o greutate mai mare decât părerea specialiștilor, părerea deci specialiștilor care nu sunt credibili la noi din Republica Moldova, dar chiar cei care vin de peste hotare uneori ne acordă granturile corespunzătoare. Cât privește debursarea creditelor de la BRBI, Corporația Financiară Internațională, la momentul actual, creditele care au fost accesate începând cu procurarea troleibuzelor, nu avem restanță la debursare. Deci, excepție face, dar nu s-a început încă accesarea creditelor cu reparația străzilor din centrul Chișinău. Vreau să menționez că noi am discutat foarte activ acest raport cu auditorii și unde am ajuns la niște concluzii comune. Unii nu am ajuns, dar cred că în viitor vom ajunge. Părerea noastră, și este o rugămintea noastră, ca acest raport, dar anume de auditor, să fie prezentat la una din ședințele Consiliului Municipal. Înțeleg că nu este funcția Curții de Conturi, dar dacă o să prezentăm, noi nu o să fim crezuți anume pe criteriul acesta de performanță. Dar cel puțin o să rugăm, o să informăm toți membrii Consiliului Municipal despre acest lucru. Pentru obiectivele care dumneavoastră ați pus întrebări, deci vreau să încep puțin altfel, cu părere de rău, așa a fost situația în ultimii ani, că planul urbanistic general a orașului Chișinău a fost considerat mai mult o prerogativă sau un instrument doar al Direcției Generale Arhitectură Urbanistică și Relații Funciare, care nu a putut să-l aplice în modul corespunzător, nefiind investițiile respective. La momentul actual, în urma unor intervenții unde chipzuite, unde nechipzuite, unde ori total greșite, deci este necesară o reactualizare a planului urbanistic general și cel puțin am acordul verbal a Consiliului Municipal că acest lucru va fi pregătit pentru anul viitor și acest lucru va fi realizat. Obiectivul din zona circului, nu am niciun argument, este o decizie judecătorească care prin titlul executor a fost impus să fie eliberate documentele permisive. Și la momentul actual, deci se face de către Asociația Obștească respectivă de baseball pentru copii și softball, se face nivelarea sau lucrările de terasamente pentru terenul de baseball respectiv. Nu sunt planificate acolo alte construcții. Eu, cel puțin documental, nu am văzut altceva. Dar, într-adevăr, este un lucru care se face foarte, foarte încet. Același lucru, bineînțeles că poți să-l menționești cu strada pietonală. Cu părere de rău, începutul a fost făcut
primul pas a fost făcut nu tocmai corespunzător, în lipsa unui proiect de execuții. Era un proiect sub formă de studiu de fezabilitate sau ceva mediu între fezabilitate și fezabilitate, însă când s-au început lucrările s-au depistat multe probleme și de aceea s-a revenit la acest obiectiv. Suntem aici dispuși să acordăm toată informația și vom acorda tot suportul necesar pentru a identifica și greșelile și căile de rezolvare acestei probleme, dar recunosc că aici avem unele momente care noi, în unele cazuri ne-am grăbit, în alte cazuri nu am adoptat niște decizii care trebuiau să fie adoptate anterior. Când privește investițiile făcute în ultimii ani, deci fiecare obiectiv, deci a început, a fost tentativa să fie dus la capăt și practic obiective care au fost începute în ultimii 3 ani, fie că au fost finalizate, fie că încă sunt în lucru, dar niciunul dintre însele nu au fost abandonate. Obiective mai bine, domnul primar de Sângera va putea să spună dacă este necesar, cum este grădinița de copii. Această grădiniță a fost, într-adevăr, nu s-a dus până la capăt, însă acum sunt făcute toate lucrările de proiectare ca acest obiectiv să fie finalizat și el întocmai corespunde cu necesitățile reale ale Comunei Sângera pentru copii, pentru grădinițe de copii. Aș vrea, cred că este mult de spus și să nu intru în detalii poate nenecesare, sunt gata să răspund la oricare întrebări unde care le cunosc, dar majoritatea le cunosc cât de cât. Vreau să menționez că primăria municipiului Chișinău, serviciile care au fost implicate în acest proces, sunt implicate, sunt și altele, dispune de capacitățile de a rezolva aceste probleme. Avem nevoie de anumite suporturi în anumite domenii, în special la acele obiective începute în anii 80-90 și care nu le-am putut duce până la capăt și astăzi nu mai sunt necesare sau în locul lor sunt construite altele, ce facem cu aceste obiective, însă în rest noi dispunem de capacitățile necesare pentru ameliorarea situației în domeniul respectiv. Vă mulțumesc! Una întrebare este așa. Domnul Brăzavă, cine poate introduce schimbări în planul general de dezvoltare? Iată, prin a cui decizii? Deci, modificările în planul urbanistic general, inclusiv în planurile urbanistice zonale, le poate introduce exclusiv numai Consiliul Municipal. Acele, știu la ce vă referiți, este vorba de dispoziția referitor la până când abandonarea proiectului cu Bulevardul Cantemir, dispoziția cu codurile de reglementare urbanistică a teritoriilor pentru construcții rezidențiale și mai sunt câteva acolo. Deci însă aceste proiecte de multe ori au fost prezentate spre aprobare în Consiliul Municipal și este mai mult o măsură destinată pentru a scoate tensiunile în anumite domenii. Dar restul, recunosc, este Consiliul Municipal. Deci tensiunile în anumite domenii și mai ales la capitolul Bulevardul Cantemir nu există. Ele sunt artificiale. Eu mai nu vreau ca să... De acord. Am să-ți spun pe date. De acord. Iată, ce stă la baza acestei dispoziții, dar atunci când printr-o simplă dispoziție se anulează sau spune semnul de întrebare a unui magistrale în municipiul Chișinău care trebuie să amelioreze situația aici, în municipiul Chișinău. Și nu începeți cu noțiuni filozofice mușcăte, consultări cu populația, protecție. Dumneavoastră sunteți arhitect, știți foarte bine că strada aceea poate fi construită la, să zicem, estacade, fără a demola patrimoniul vechi. Multe, sunt mai diferite modele. Poate și tunel, dacă trebuie. Deci e altă treabă, dar amestecuri printr-o dispoziție, anularea unor prerogative a planului urbanistic general, asta a ieșit din comun. Și iată cum totuși domnul Grozavă, iarăși vin
sunteți arhitect de forță, șelit de forță. Cum poți, băi, frate, ceașa ce de lângă, de lângă circ, încă de pe vremea sovietică, a fost interzis construcțiile de spațiu locativ. Noi, pe parcurs, am, acolo, cine a vrut să construiască, le s-au pus la dispoziție loturi în alte, în alte regiuni, cartiere ale municipalității, ca astăzi să apară măgăria asta, și vă spun public către toți, măgăria asta de baseball, în loc de, de un, de un stadion republican, unde ai să-l duci, domnul Grozavu? Eu tot cunosc o leacă, iată, Chișinău. Unde ai să duci stadionul republican, frate? Și pe urmă au apărut blocurile astea locative, generații întregi de consilii municipale, primari municipali, au depus eforturi ca să elibereze de construcție acest teren. Acum acolo apar clădiri cu 7 etaje, și mai departe. Înseamnă depus cruci pentru. La urmă, urme, terenul este se putea, dacă nu vă place stadion, se putea de făcut un parc public de odihnă, cu o iază acolo la, adică o zonă de odihnă, cum se cade. Deci, construcția, știu care vă referiți cu 7, că întâi nu-mi dădeam seama despre ce clădire este, ceea care este cu acoperiș de gen sarai, să-mi fie iertate expresă. Da, sarai? Da, da, adevărat, în spatele circului. Așa am văzut numai pe Kazahstan. Da. Deci este o construcție care nu așa a fost autorizată, este pe, pe locul unei case de locuit individuale. Deci de aceea ești și acum, la momentul actual, după ce a apărut așa brusc, este oprită, este oprită această construcție. Noi suntem realiști și înțelegem că este puțin probabil că vom reuși să o demolăm, această construcție. Dar restul, zona de protecție care a fost rezervată pentru stadion, acel drept de superficiu pentru, pe superficie pentru un an de zile, nu este încălcată. Noi nu am permis nicio construcție suplimentară acolo. Excepție face acest teren de baseball care este, poate fi tratat ca o construcție provizoră și în caz de revenire la realizarea unui stadion sau unui complex republican a sporturilor, acel teren de baseball nu încurcă cu nimic, poate fi oricând lichidat și transferat în altă parte. Acolo nu sunt prevăzute construcții capitale. Nu, eu pare că trebuie să vorbim într-o limbă, așa. Da. Ia să te duci, dumneata, să te oprești acolo. Să te mai oprești, au fost la oameni, să te oprești, să vezi care-s greșelile. Să te uiți că ceea ce faceți voi și pe urmă runicările de teren o să ajungă până la cer. De acum acolo v-ați băgat undeva la 5-6 metri. Chiar sub traseul celălalt care merge spre iubitul vostru cartier cu 7 etaje, cu acoperiș, dracu știi de acolo. Deci aveți vedere strada carierei? Da, da, da. Strada carierei, deci au fost mai multe lucrări. Deci de aceea eu, odată cel puțin, pe, la 2 săptămâni sunt acolo, pentru că chiar dacă nu doresc, sunt invitat. Mai multe companii care prestează servicii, fie de apeduct, fie de gazificare, electricitate, au lucrat și niciuna nu au dus la capăt lucrări. De aceea acum am... Bine, mai mult nu vă dau da. Un ca să gândesc ceva că am interes. Poate că nu am. Nu, este vizibil, nu trebuie să ai interes. Zona respectivă, trecând prin zonă, pe alături, deja se văd toate greșelile. Da, dar te doare inima când treci pe acolo. Poftim, ce întrebări? În același context, eu aș ruga să lăsați ultimul slide care este la noi, 2 fotografii. Spre ce tindem? Sau ce dorim să avem? Cum se numește? Ultimul slide al vostru. Știți, mulți ani în urmă, când cântam renumita melodie a lui Doga despre orașul nostru alb și frumos. Înapoi, da. Uitați-vă, vă rog. Păi asta nu-i centru Chișinăului. Nu. Așa, ca să ne uităm, ca să avem o idee generală. Eu nu vreau să compar acum, știți, ne mândream cu orașul nostru, cel mai verde, învățam și la școală, că e cel mai verde din Europa, cel mai curat și cel mai compact și mai frumos oraș. Astăzi, nu se compar cu ceva, cu un oraș european sau cu o capitală. Hai să ne comparăm cu țările din ce ție acum.
Mai există oare undeva, într-un stat, o capitală atât de oribilă cum este capitala noastră, un oraș atât dezastru care s-a produs în orașul nostru, construcțiile astea neînțelese. Eu nu știu dacă planul urbanistic general al orașului nostru prevede în perspectivă pe termen mediu sau în perspectivă îndepărtată aducerea orașului nostru, a capitalei noastre, într-o albă normală a unui oraș. Ce o să facem cu acele construcții autorizate, neautorizate, cu încălcări de lege, cu construcții în parcuri, cu nerespectarea arelor protejate de stat, cu trecerea zonelor roșii, cu... Întrebarea mea este următoare. Dumneavoastră vă place ca arhitectorul orașului Chișinău cum arată capitala noastră? Asta am trecut la arhitectură. Îmi pare rău când aud de la un cetățean la orașului Chișinău că orașul este oribil. Mă rog, poate fi și o asemenea tratare, însă lipsa de gândire pozitivă denotă, de fapt, atitudinea noastră față de totul ce se face. Este un proces de creație. Creație, da. Acum, ca răspuns, vreau să vă dau răspunsul care este. Casele, construcțiile respective le-au construit pe banii proprii persoane fizice sau juridice. Nu este ultimii 20 de ani, practic cu excepția câtorva clădiri sociale la Ciocana, la Buiucani, o investiție a primăriei. De aceea, turnul Eiffel trebuia să fie demolat după expoziție care a fost primit de francez în furci. Însă astăzi a devenit simbolul. De asemenea, și aici trebuie să înțelegem. Sunt construcții care vă garantez că va veni cineva, le va procura și le va demola și în locul lor va realiza niște construcții cu totul de altă natură. Însă sunt și construcții destul de reușite. Cu date, de exemplu, care putem și sunt suficiente în orașul Chișinău, vă pot prezenta o informație aparte în privința aceasta, cu toate cele care, la părerea noastră, sunt oribile, construcții care sunt reușite, etc., etc. Dacă vorbim de centru, asta este o tratare, dacă vorbim de cartierele periferice, este cu totul altceva. Eu, de exemplu, nu pot să spun că unde a fost grădina Moldovei, este o construcție care ne reprezintă, dar este o construcție care cât de cât eu știu are un aspect cel puțin finalizat. Și totuși această construcție, spre exemplu, toate că mulți o laudă, după mine nu este o construcție reușită și care nu caracterizează orașul Chișinău. Însă sunt câteva construcții, de pe strada Matievici, unde nimeni nici nu le vede, că acestea sunt destul de înalte, fiind făcute toate retragerile, toate elementele fiind respectate. Dar, dacă să vorbim de construcția de pe columnă, la vale de catedrală, clădirea respectivă, ea a dezechilibrat, nu numai și a stricat centrul, dar a dezechilibrat bulevardul Grigore Vieru cu bulevardul Renașterii Naționale, de fapt a schimbat axa, ca să spun așa, de vorbind de aspect. Și de aceea, sau ea trebuie la un moment dat să fie construcția aceasta exclusă din acest sit, sau trebuie și de cealaltă parte făcut ceva similar, ce va fi următoare prostie, dacă o să fie făcut acest lucru. Dar nu totul este nereușit. Și ultimul, eu am uitat o întrebare, am început, a fost și de asta mă iertați. Deci, nu mă emoționați. Da. Planul urbanistic general astăzi nu mai este cele care erau perioada sovietică, unde în trânsul erau indicate deja construcțiile. Acum planul este însoțit de regulamentul local de urbanism, unde sunt așa numite coduri de reglementare. Dar pentru a fi până la construcție, trebuie să fie elaborate planuri urbanistice zonale. Și aici vă duc următorul exemplu. Planul urbanistic zonal centru este elaborat în 2010. De acum sunt, cel puțin la mine pe masă, vreo 4 variante diferite și nici nu a fost luat spre examinare, măcar în comisiile specializate. Registrul monumentelor de arhitectură, o comisie specializată, așa, cu rugăminți, mai că nu cu lacrimi în ochi, a fost trecut, dar nici până astăzi, de asemenea, fiind inclus pe ordinea de zi, chiar aici nu mai țin minte de câte ori, nu a fost examinat. Și nu a fost argumentat. N-ați venit cu dovezi în față cu orice.
Iată, chiar acolo, domnul președinte, nu mi-a luat noi pe 30. Anume, de exemplu, spunea, sunt așa argumente. Mai scoate scădirea cu tare și cu tare din listă și îl preluăm la examinare. Iar, din altă parte, iată, surpătura aceea, adică care deja nu mai există, includeți-o în listă și noi vom vota. Bine, eu vă ajut, domnule. Iată, de pildă, că terenul aferent aici, în fața curții de conturi, aici unde sunt gazoanele astea, așa? Da. De 3 ani de zile este pe ordinea Consiliului Municipal Chișinău și întotdeauna nu este supus votului. Noi nu retrăim nimic, numai de alta. Mă gândesc că să nu ne puneți aici un toalet. Asta e posibil. Modul de activitate a primăriei Chișinăului. Dar iată, iarăși nu aici. Da. Dar e că neo-idiotismul ăsta arhitectural. Orașul ăsta tărcat. Înțelegi? Nici un animal noi. Nici animal nu e în lume ca să fie o bucată verde, altă față cu coane, altul sur și așa mai departe. Mă dat e primblat prin oraș. Dar construcțiile astea care neautorizate. Nu ne băgați în trecutul istoric. Că mi-am rost și urechile și dinți construcții neautorizate. Deci erau înregistrate în jurul la 5.000 și era domeniul de activitate a preturilor și tuturor serviciilor, le-am adus până la vreo 2.000 și ceva. Care a fost posibil de legalizat, care demolat, care și așa mai departe. Dar ce își apare muiar, domnul Grozav? Deci, duceți-l prin cartiere și o să vedeți. Lăsăm. Da. Acum deci, mă interesează, din ce surse finanțați dumneavoastră? Iată, construcția așa numite străzi pietonale. Construcția străzii pietonale... E drept că sursele sunt sustrase din dezvoltarea cartierilor, de reparație în cartierele orașului. Deci, jumătate din surse sunt de la Vitanta, deci este un investitor care a intrat în parteneriat cu noi. Deci nu este clar că bine, la nivel teoretic ori practic? Nu, practic. Auditorii, să-mi spuneți când au fost transferate sursele, conform cărui contract, acuși, iată, după ce terminăm, pregătiți. Concret. Iar partea a doua, deci, într-adevăr, când a fost lansat proiectul, nu a fost făcut, adică nu erau planificați bani, se considera, nu știu din ce cauză, că, practic, lucrările vor putea fi făcute cu titlul mai că nu gratuit. Nimeni nu are nimic în putere. Da. Dar de aceea, lucrările trebuie să fie efectuate conform normativelor și legislației în vigoare. Deci, una din soluțiile care a fost identificată respectiv, deci nu se reușea până la capăt de a face o parte din accesele în cartierele locative și s-a decis ca să fie readresată o parte din aceste resurse. Adică din cont cetățenilor, lasă ei să umble prin grot, să-și rup picioarele și capul, nu mai să construim strada pietonală. Accesele, deci partea carosabilă, noi nu am luat din partea carosabilă, doar din părțile unde, în curți, acolo unde fie din cauza protestelor sau neînțelegerilor din cursurile respective, nu am putut să facem acele parcări ecologice, așa numite, în oraș, adică cu plăci care cu găuri pe unde mai este și iarba. Și din această parte, ca din acest compartiment. Bine. Dar iată cum îți dă în gând că se rupe asfaltul de la cosmonauților, la Columna, așa mai departe. Și spui petrișul ăsta acolo. Iată cum va fi funcțional acest mare proiect, cum îi zice, calea de mătase. Oricum îi zice, în trecut. Șolcovi puți. Nu s-a rupt rochea cineva ce trece pe acolo? Deci, eu
Păi acum personal, ca să zic, da. Discut și am păreri până la momentul adoptării deciziei. Deci eu... Eu vorbesc cu dumneata ca cu specialist. Deci, în cazul respectiv, părerea mea privată, deci nu s-a făcut, cel puțin trebuiau să fie două alei care să fie cu pavaj netet, cel puțin pentru două categorii de populație. Asta sunt mămicile cu copii și doamnele cu tocuri înalte. Nu. Astea, toate doamnele care finanțează această prostie, să mă iertați nouă de nimeni, o să fie impuse să îmbraci tocuri înalte de 20 cm și să margă, să plimbe pe stradela asta, în sus și în jos, iată, măcar câteva zile. Să le văd grimasele de pe fața lor. Am fost și eu multe țări, dacă așa prostii n-am văzut. Scuzați-vă, rog. E o părere privată, cum zici dumneata? Nu e părerea președintelor Curții de Conturi, dar e părerea unui cetățean al municipiului Chișinău. Eu am propus, repet, acest lucru, dacă vorbesc de persoană privată, deci acest lucru cunosc foarte bine. Eu când ne duc aminte că azi l-am visat pitarele, cred că... Stadionul, știi? E cuvânt de onoare. Eu ieri toată ziua m-am ocupat cu... V-am arătat, iată, l-am citit din scoarță în scoarță, că e o chestie care, mă rog. Și l-am visat pitarele, știi, că el a venit cu pretenzii. La mine, că e că de ce îl critic cu stadionul ăsta, de ce vorbesc despre stadion, dar nu știu ce avea și doi jighiți de la cetăcetul Tun, de aici. Tun. Păi, nu uite, asta și nici nu știu care cuvânt să-l mai selectez din tot lexicul meu, chiar și cel de inginer-constructor militar, de acum nu mai ajunge, știi, la stadionul ăsta. Îl foloseau oamenii. Era un nebun soi pe un tractor și face ceea ce a făcut acolo. Alții, cei ce face zboi acolo lângă cer, eu nu știu, băi, chiar așa de absenți sunteți, băi, băieți, băi, v-au cumpărat tot cu rohate, înțelegi? Că de altfel n-ați mai fi emis voi hotărârile astea. Să mă iertați, vă rog. Dar mă doare foarte mult. Consiliul Municipal Chișinău a rezervat acest teren și a votat pentru amplasarea stadionului Republican. Unde ai să-l ducem? În poamă prima? E, treabă voastră, dar nu chiar numai voastră. Și când te mai uiți pe raportul ăsta, știi, băi, vă rog, ominește, vă spun, ominește, frățește, nu ca președinte Curții de Conturi, dar ca cetățean, ca om. Opriți-vă, oameni buni. Opriți-vă că, într-adevăr, o să vă oprească cineva și o să vă treziți, voi sunteți amețiți, vă pare că atât de necesar sunteți populației, că voi nu vă dați seama pe ce lume trăiți. Dar acele greșeli și crime care le comiteți, îmi cer scuze, o să vă ajungă de urmă. De aceea, iată, datoria noastră este de a vă spune, opriți-vă. Iată alt temă. Băi, cine-i dracul ucet comerța asta? E cea mai prestigioasă cantoră din Republică și din Chișinău, Lucet Comerț. Toată lumea știe cine. Vorbim de cumătrism. Noi vom elimina cumătrismul. Noi vom face ce? Noi vom aduce schimbarea. Eu aș spune că, băi, fraților, schimbarea asta cu cumătrismul și cu frățismul, apoi luați seama. Iată, Lucet Comerț ăsta are încheiat contracte 67 de milioane. Alții 25, 18, 18 și mai departe. Adică ăsta e favoritul principal al primăriei municipiului Chișinău, că aici de-am nu Consiliul, probabil.
organizat de licitații și toate celelalte. Faceți ce vreți, dar eu vă recomand să vă opriți, dacă mai aveți putere. Poftim, ce întrebări sunt. Domnul Grozavu, noi o să specificăm mai multe lucruri aici. Și cu finanțarea, toate finanțările, ca să nu fie discuții și în cadrul, iată, ședinței, consiliului. Dacă este necesar, într-adevăr, la noi cineva poate să fie prezent la ședința Consiliului Municipal Chișinău, dar nu să vină cu raport. Știi, voi vă ocupați acolo și vă faceți favoruri, hotărâți problemele voastre personale, a neamurilor, a procurorilor, judecătorilor, nu te uita la mine, eu știu ce vorbesc. Știi? Și dacă îți vrei concret, concret, o să ajungem și la concret. Știi, vă hotărâți problemele ca fundul să-l protejați? Scuzați, vă rog. Voi singur raportați Consiliului. Eu am lucrat 9 zile cu Consiliul și erau, slavă Domnului, votau tot ce aducea și punea pe masă primărie. Consiliul vota. Cu toate sclădești, Gariev și Pavlov, что вы нас заставляете, мы все голосуем, и так далее, и так далее. Ну, требует де консилию. Консилию тот я вост. Хер. Дечь, даке, ну, гасес думитур кумун, консилию есть штиката. А кумун требаре, кыте дечизи али консилию, ляц адресата, жликата, это экзекутиву, не фин де аккорд ку консилию. Nu dispun de o statistică, dar trebuie să recunosc că nu sunt atât de multe decizii care au fost atacate în instanță de judecată. Deci au fost atacate doar decizii care se refereau la careva probleme funciare, așa să mă exprim mai oale, mai ieșite din comun. Probleme legate de includerea sau neincluderea în bugetul municipal anumitor obiective, de regulă... Bine, nu... domnul Grozavu. De ce obiectivele care nu se dau în exploatare sau se dau în exploatare sau volumele îndeplinite la capitolul reparației și așa mai departe nu sunt transmise la bilanța agenților economici și a cui sunt aceste valori? Fiindcă iată aceste 159 de milioane, da? Ele necesită cheltuieli. Cheltuieli foarte mari pentru întreținerea lor. Și acum, dacă 10 ani în urmă s-a făcut reparații la o școală de 1 milion de lei, să zicem, astăzi nu știu care ar fi forța de a impune conducerea școlii sau altor instituții, eu am zis școală, să transmiți aceste bunuri la bilanța acestei școli. Pe urmă, ca să fiu înțeles până la capăt, asta e un șiretlic care permite de a fura banii din bugetul municipal cu nebeluită. Că aceste chestiuni, ele pot să, ca aceste lucrări, adică au fost efectuate, 10 ani în urmă de ele nu au fost efectuate. Dar banii au fost, dracu știe unde transferați și s-au dus pe cale cadru. De ce? Și iată cei ce m-au informat și auditorii, că vedeți că nu răspunde de, să zicem, Direcția Construcției Capitale, nu răspunde de ceea ce a fost până la ei. Sute de obiecte nu le cunosc Direcția Construcției Capitale, nici adresa, nici ce au. Băi, fraților, tu când vii în funcție, că nu tu ești că de la Dumnezeu, te-ai coborât încet pe scară, și ai nimerit într-o instituție municipală. Dar tu, când vii la lucru, trebuie să-ți iei responsabilitatea personală pentru un document. Iată, ai asta, este de fapt, ai primit, te-ai semnat și porți responsabilitatea mai departe. Dar cum altfel? Aici sunt bani, aici sunt sute de milioane. 600 și ceva de milioane.
Domnul președinte, noi recunoaștem acest lucru și eu vă asigur că împreună cu colegii o să facem tot posibil să fie tot transmis. Chiar avem doi colegi aici, Direcția Construcție, Capitală și Transport, care avem două obiective, cel puțin, care nu pot fi transmise din anumite considerente și luptăm. Deci, mai referindu-mă sub alt aspect, o să devine și măsuri administrative. Bine, dar chiar, să zicem, nu luăm o stație de tracțiune electrică, da? Despre asta e vorba, la Poșta Veche, drumul cu stația de tracțiune. Păi bine, dragă. Iată, dar cum se achită pentru curentul electric, regia transport electric, iată, pentru energie electrică consumată, dacă acest obiect nu este la ei la bilanță? Cum? Deci este contorul care este la regia transport electric, care înregistrează... Auzi, știu ce... Grozav, ia ne ascultă pe nenea. Eu ți-o spun un lucru, voi căutați pe dracu, că ia că asta e de acum și din trecut, chiar jumătate din asta e crimă ce aici face voi, dacă jumătate e din trecut. Dar eu vreau să vă spun un lucru, și cu transmiterea la bilanță și luarea la evidențe și mai ales în domeniul economico-financiar, să faci ordine. Păi ce spun la București azi, că autoritățile de după, așa au spus Nicu Ceaușescu. Zic, ce a făcut tata? Pe voi nici capul nu vă ajunge, îți dați cu var măcar. Să vă ruiți. Așa și eu vreau să vă spun. Ce au făcut alții? Pe voi nici nu vă ajunge capul măcar la evidență să luați. Măcar să vă ruiți. Și dacă nu căutați pe dracu. Ai mers vădat pe Bulevardul Renașterii? Bineînțeles. Chiar ai mers? Nu. Ce am văzut? A pierde într-un timp gardul acela care este acolo din fonte. Într-un timp era un primar, nu vreau să spun care, și era șeful la spațiile verzi. Și dacă Doamne ferește, o secție de asta de fonte era ruptă, acela întotdeauna port bagaj la mașină, avea două, trei secții, și când venea la volan, de dimineața, făcea un cerc și dacă era una ruptă, repede o prindea cu sârmă ca să nu vadă cineva. Și peste o oră de acum era sudat și pus la loc. Băi, chiar nu vă e rușine, băieți. Sunteți gospodari, băieți. Băi, fraților. Dar încă cu bărdacul ăsta ce faceți voi cu... Am scos rogat, din rogat, nu știu ce, oraș și mai departe. Am în vedere cu stații de purificare. Deci trebuie o strategie, domnul Grăjoară. Și mă da știi mai bine decât toți, frate. Este de acum făcut cu ajutorul colegilor din Franța, studiu de fezabilitate. Ați făcut din Belgia, ați adus și ați umblați cu rogatul cel în saci. Asta este o soluție provizorie până la... Nu e soluție provizorie, dar faceți un impact negativ pentru sute de ani înainte, că ați luat resturile cele de acolo, să nu numesc altfel, și le-ați împuștiet pe dealuri. Dar acolo sunt metale grele. Acolo e toate galvanica care lucra în Chișinău la uzine și așa mai departe. Și le-ați pus în sat și le-ați dus și le-ați împuștiet. Eu vreau să te invit o minută. Și iată, cu presa, începând cu datele de 25-26 fiecare lună, mă deplasez cu dumneata după stația de purificare a apelor din Chișinău. Care am construit și eu cândva, îmi pare că în 70, cu un detașament de studenți, am lucrat acolo. Ne deplasăm să vedeți ce aruncam noi. Nu vreau să zic voi. Ce aruncăm noi în Nistru? Sau iată ce ați făcut cu din carierele astea care de argilă, unde mai de mult italienii vroiau să vină să importe argilă din Moldova, pentru că ea este de o calitate foarte înaltă, se primește un faians extraordinar. Acum ați transformat într-o gunoiște.
într-o gunoaie și cărierile acestea de argilă și dacă toate toată negreața ce pătrunde în volumele astea de apă, care rezervele de apă potabilă care le avem în Chișinău, nu chiar la atât de mare adâncime, atunci noi lipsim orașul ăsta de dreptul la viață pentru viitor. N-am și de face treaba asta. Cu oți în țărenie lucrăm, domnul președinte. Cu părere de rău, nu suntem nici împedicați de nimeni, nici susținuți, în afară de pedici care ne le aplică un grup de localnici. Trebuie de luat cibățelele în mână, băieți, și de dus de găsit numitor comun și cu grupul celor de oameni, și cu la Crețoaia, și la Țânțăreni, cu toți poate de găsit, de stopat scurgerile cele care sunt ai fost la izitură cei de acolo. Cei ce scurge de acum în iazurile din... Dacă primul iaz, domn președinte, de acum vă știți foarte bine, practic noi l-am făcut un iaz specializat al nostru, blochează, deci captează tot filtratul și cu mașini îl duci mână acolo. Ne-am dus prea departe, dar de acolo se începe orașul, dacă acolo. Păi e de rău. Bun, și totuși, revenind la capitolul utilizarea finanțelor publice, dumneavoastră sunteți mulțumit, considerați că asta e tot ce se poate de făcut? Nu. Deci și eu și colegii mei considerăm că ar putea fi realizate proiecte cu mult mai performante dacă nu ar exista factorul politic. Bineînțeles că noi nu scoatem de pe listă și greșelile pe care le facem noi la înaintarea unor proiecte. Deci și aceasta persistă. Însă nu acesta este factorul principal. După cum am observat și auditorii, deci până la 40% din obiectivele care se includ în planurile de finanțare anuale, nu sunt cele care sunt propuse și după criterii, chiar să nu mai spun de performanță, că trebuie să recunosc că chiar după criterii de performanță nu am lucrat, dar nu sunt cele care ar fi cele mai necesare pentru care să prezinte un impact mai mare pentru locuitorii orașului. Și chiar și în suburbii. Iată calitatea lucrărilor la reconstrucția căilor de comunicație, ale cursului. Cum finanțați dumneavoastră? De ce? Iată, la tender este o sumă și după asta contracte adiționale care majorează prețurile cu zeci de milioane de la aceeași obiective. Cum se poate întâmpla acest lucru? Concret cu strada Alecu-Ruso. Proiectul inițial, fiind coordonat și de toate autoritățile care sunt implicate în aceste procese, având toate condițiile tehnice, era prevăzut cu o intersecție semaforizată și la bulevardul Moscova, intersecție semaforizată și la intersecție cu strada Mihail Sadoveanu. Ulterior, a fost adoptată decizia ca să fie schimbat, dacă este posibil, în sensul geratorii. Deci a fost trecut prin Comitetul Tehnic de la Ministerul Construcțiilor Dezvoltării Regionale și după aceasta s-a introdus prima modificare în acest proiect. Ulterior s-a depistat că rețelele de telecomunicații erau plasate practic sub stratul fertil, chiar am lăsat pe o... Rețelele de telecomunicații, asta nu e piramida lui Tutankhamon, care a fost descoperit sub nisip. Rețelele de comunicații sunt în planul dumneavoastră, în toate documentele de care trebuie, dar nu e așa. Așa ar trebui să fie. Iar ultima este descoperit o canalizare care încă nu a mers până la începuturile ei, care nu este clar de unde vine, pentru că în zona respectivă... Eu îți precis că asta e proiectul capitalismului. Nu. Este... Poate pe la New York. Oricineva, când au fost casele cele individuale care au fost demolate și a fost de la dânsă și asta canalizare și este o racordare despre care nu cunoaște nimeni sau nu pot să înțeleg nici eu de unde a apărut și avem și probleme. Precis în ușele au băgat. Moscova. Și mai sunt, au fost și probleme cu parcajele care se fac stradale, s-a mărit numărul lor.
Bine, domnul Grozavu, iată dumneavoastră, fiind specialist, eu consider că vă este foarte incomod să vorbiți la acest capitol, că acuși noi ajungem iarăși la începutul începuturilor. Construcții fără documentație de proiect, fără studiu de fizabilitate și așa mai departe, fără proiect tehnic, fără toate lucrurile. A fost proiectul tehnic, dar proiectul... Dar unde erau rețelele de la Telecom? Deci rețelele la Telecom, pe toate ridicările topografice și vechi și ridicări topografice de control a MOL Telecomului, erau la o altă adâncime care nu afecta în timpul reconstrucției. Însă ele au fost găsite la, vă spun, practic la nivel, adică nu pot să spun cum a fost pe alte străzi, că s-a fost tasarea stratului îmbrăcăminții rutiere. Acum nu era vorba de îmbrăcămintea rutiere. Aceste rețele, probabil, au fost după documente într-un fel, proiectate, construite altfel, recepționate ca fiind amplasate după proiect. Domnul Grozavu, Matea Petuhov, l-ai cunoscut. El mi-a fost profesorul meu, ca un detaliu, este persoana necătând că eram român, iar el era un rus. Aprec este cel care m-a lăsat la catedră ca să-i fiu succesorul. Dar eu nu fiu plăcut de multe lucruri. Mă dai examen la dânsul, da? Bineînțeles. Și eu. Și nu unul. Și eu. E că lui trebuie să-i spui, că nu e, că nu. Nu, bun, hai, am vrut să-ți descrițesc fruntea o leacă, că eu știu că și acolo nu prea te ascultă la primărie. Asta e părerea mea. Da, poftim ce trebuie să... Nu se întâmplă, nu ascultă. La alții prezenți aici, invitați, întrebări să... Da, vă rog. Spuneți, vă rog, în situația când cheltuielile pentru reparații lucrurilor de ani de zile în urmă executate sau și nu sunt transmise instituțiilor bugetare în cadrul cărora au fost efectuate aceste cheltuieli, este o procedură de închidere a lor? Adică să vă gândiți ca Ministerul Finanțelor și asta, ce fac ei cu toată dezastrul ăsta? Ei nu pot fi lăsați așa în voia soarte, pentru că trebuie să fie o metodologie elaborată la nivel de Ministerul Finanțelor cumva în suportul lor. Nu există albi negru nicăieri scris astăzi. Și dacă noi o să discutăm așa, o să plecăm iarăși așa numai discutând, ei rămân cu problema încă 10 ani înainte. Adică doleanța noastră ar fi ca dumneavoastră să aduceți la cunoștință, dar și metodologiei dumneavoastră și să vă gândiți ca specialist care cunoaște foarte multe detalii, cum putem să curățăm tot acel câmp care deja a rămas ca moștenire din mulți ani. Chestia asta nu-i numai în Chișinău. Și unica metodă care o văd eu este varianta zero. O inventariere totală a situației, de văzut ce este cu perspective și ce aici se poate de restabilit, și restul, varianta zero, și cu asta de terminat discuția. Eu nu zic că o hotărâre a... Asta e o hotărâre pentru toată țara, trebuie. Pentru că avem problemele astea cu patrimoniul luat la evidență și contabilă și la cadastru și multe alte lucruri. Și dacă vrem că odată și odată știm ce avem, și nu ne pare că suntem tare bogați, dar noi, de fapt, suntem proști. Că este 600 ceva de milioane. Iată, trebuie să vedem odată și odată de spus până aici și de trecut la o evidență civilizată. E drept? Dar trebuie noi să venim, iată, cu telefonul, cu recomandări, clar că cu așa chestiuni radicale, ca varianta zero, nu putem ieri, dar să caute căi de soluționare și sigur că trebuie să ne punem și pe urmă. Poftim din auditori, din cei prezenți, invitați, din serviciile statale care sunteți invitați aici. Aveți de adăugat ceva? N-aveți. Nu bine. Deci, eu vreau să vă spun că noi, pe parcurs, am mai făcut un schimb de păreri, unde mai
dur, unde mai moale, unde mai cu umor și mai departe, dar cele ce se întâmplă trebuie destopate. Trebuie destopate, pentru că nu cred că faci față, du-te chiar pe bulevardul Dacia și uite așa într-o parte și în alta, pe lângă facultatea unde activezi dumneavoastră, și ai să vezi pietele astea încă o dată. Verzi, fața cu coane, negre, pereții ăștia și așa mai departe. Da, construcțiile astea neautorizate. Da, nu-i lege, da, nu, dar dacă s-ar lucra la nivel de organele comunal-locative din teritoriu, dacă s-ar lucra de către preturi și așa mai departe, păi n-am ajuns la așa dezastru. Dar construcțiile astea, ele sunt specific cu părere de rău numai pentru Chișinău. Numai pentru Chișinău. Chiar atrag atenție, nebrând, atrag atenție unde mă duc undeva prin... Și ceva ieșit din comun. Eu nu mai mă dat de la auzi colegul Rousseau. Dar eu spun că e o prostie totală ceea ce faceți. Asta ce faceți voi, e pur și simplu detschis sat. Iată, cu reguli de circulație 50-60 în localități, ați făcut o stradă de cât are? Kilometru jumătate? Kilometru jumătate, da. Și au dau o decizie radicală. Permit pe kilometru ăsta jumătate mișcare cu 70 de kilometri. Asta e general. Dar asta e prima, a doilea. Păi, fraților, voi construiți pe trotuar, domnul Grozav. Iată vis-a-vis de spitalul 3, cu mătrismul ăsta. Și de la strada asta, de la prima intersecție, până la bulevard, în sus, în coace. Tot trotuarul e ocupat, băi, fraților. Poftim, domnul. Deci, eu să revin la problema de sistem care, am zis, și-a pus tot. Problema problemelor este funcționalitatea autorității. Fac abstracții de la autoritatea de lideră. Cum declară? Aspectul politic vorbesc numai de autoritatea executivă. Iată, dumneavoastră, avut o întâlnire de lucru în ianuarie 2013. A urmat pe urmă un audit, a urmat, nu de performanță, oricum, în decizia Curții de Conturi, din vara anului 2012, sunt anumite, identificate anumite probleme de funcționalitate a autorității executive, iar total, inclusiv a unor subdiviziuni. Și atunci Curtea s-a pronunțat și a recomandat ca dumneavoastră să revedeți, să revizuiți tot ce înseamnă regulamente de funcționare a tuturor subdiviziunilor primării. Dacă revenim sau facem o revizie pentru toate relele sau la originea problemelor care astăzi s-au depistat, dar clar că nu s-au depistat toate, nu s-au identificat toate, este funcționalitatea unei organigrame moderne, unde politicile publice și țin de municipalitate sunt specificate pe profiluri, pe direcții, secții și partea operațională, pe întreprindere. Din păcate, vreau să sensibilizez și cu regret, dar nu s-a făcut multă treabă, ca să nu spun că chiar nu s-a făcut nimic. Și în special, direcția construcției capitale. Este absolut contraindicat când politici, așa numit politici, așa numit activități de monitorizare, sunt contopite sau sunt într-o subdiviziune cu activități operaționale, activități pur economice. Eu nu știu dacă o să găsim în alte municipalități așa practică. Deci este o practică absolut contraindicată. De aici pornesc, dacă vorbim de domeniul investițional. Și dacă o să faceți o revizie și o să
o să delimitați strict politicile, metodologia tot de activitate economică, cred că deci și asta pe o parte, pe altă parte, interferența dintre această direcție capitală, deci cu celelalte direcții. Pentru că trebuie să fie o racordare, un mediu de lucru, o interacțiune, mai precis spun, între direcția capitală, direcția finanțe pe de-a parte, direcția economie pe de-a parte, direcția care asigură toată evidența patrimoniului municipal. Deci, de la organigramă, dacă revenim și pornim, eu cred că în 2-3 luni s-ar putea lucrul să revenim. Pentru că, deci, vă spun, toate problemele ce țin de gestiunea acestui capitol, deci, și a doilea permit pur și simplu, ca capitală, deci Chișinău se confruntă azi cu minimum 3 probleme care au tangenți cu investițiile. 3 probleme majore de imagine și de estetică. Comerțul stradal, transportul public de pasageri, drumurile. Deci pornește privatizarea. Deci pornește prioritizarea investițiilor. În primul rând trebuie făcut o ordine elementară. Și atunci vorbim de proiecte mai grandioase. Vă mulțumesc. Da, bine, poftim, mai sunt doritori. Domnul Grozav, adică mi-am mai dus aminte. Este o decizie în primărie, în Consiliul Municipal, despre extinderea străzii Ismail și conexiunea la Pancalibă. Este, da. Dar voi cum ați ocupat de acum într-o probabilă construcțiile noi, lângă Academia asta a Bisericii Ortodox, da? Se construiește ceva, chiar e ocupat și trotuar. Această construcție neautorizată, de plată în România Arhitectură de Importanță Națională, Ismail 17. Da, da. Dar și este absolut neautorizat. Acolo trebuie, străzile astea trebuie lărcite, fiindcă numărul de autovehicule se majorează și va fi problematic. Asta ce vedeți, mi-am adus aminte. Bun. Voi nu vă supărați, noi am venit cu în limitele legislației în vigoare, cu propuneri concrete, iată, vedeți, o să primiți decizia și raportul. Eu cred că raportul ăsta ar trebui prezentat de dumneavoastră, te-au dat fiecărui consilier municipal pentru să-l aibă ca carte de căpătâie, fiindcă fiecare și din ei își aduce aportul în dezastru ăsta care este aici. Clar că e Consiliul Consiliu, dar este executivul care pregătește, prezintă, monitorizează, e de acord sau nu e de acord cu Consiliul. Aici nu vreau eu să vă... A intrat în modă, știi, plângerea de Consiliu și așa mai departe. Toate că la voi vazi, la nivel extraordinar. Găsesc numele acolo. Alte întrebări? Nu sunt. Deci, la revedere. Rămâne în vitrile, pentru că, de intrare, vă dorim să vă mulțumesc.